Trebuie să încep această conferință cu mulțumirile mele adresate băieților, adresate publicului. Această victorie a fost obținută în primul rând cu sufletul, cu inima. Vedeți și dumneavoastră că ne este din ce în ce mai greu, dar băieții, efectiv, în ciuda tuturor problemelor cu care se confruntă, picioare grele, lovituri, sunt jucători care strâng din dinți și fac tot posibilul ca această echipă să iasă cu fruntea sus de pe teren. Din fericire și astăzi s-a întâmplat acest lucru. Mulțumim publicului, extraordinar și astăzi. Sunt trei puncte extrem de importante din toate punctele de vedere și pentru, nu știu, mulțumirea noastră că facem tot posibilul să gestionăm această perioadă cum putem noi mai bine și noi, antrenorii și jucătorii. I-am spus magazionerului să nu spele tricourile pentru că nu se vor usca până marți și să le pună doar la uscat. Eventual stăm și ne schimbăm maletele și dacă e nevoie intrăm și jucăm și de seară, dacă e nevoie, că se pare că batem toate recordurile din lume. 100% din punct de vedere statistic suntem singura echipă care joacă 9 meciuri în 30 de zile într-o singură competiție. Mai mult decât atât, meciul 7 și 8 le joacă la o distanță de 48 de ore. Nu pot să-mi dau seama, este inuman. Sunt niște lucruri pe care, ok, le încadrează, toată lumea spune că e regulamentar, toată lumea spune că Balint a greșit sau, nu știu, Balint a dat peste cap programul competițional în momentul în care a amânat acele două meciuri. Eu am luat această decizie pentru că permitea regulamentul. Și uitați-vă un pic la toate echipele care au avut posibilitatea să amâne meciuri când au avut jucători chemați la națională, absolut toate au amânat meciuri. Singura echipă, Ucluj, nu a făcut treaba asta în momentul în care a jucat la Snagov și a terminat la egalitate. Deci sunt niște lucruri ok, mi se impune să folosim jucători tineri, da? Ok, perfect. Îi facem buni, avem o academie foarte puternică, avem antrenori care lucrează foarte bine, au rezultate foarte bune, îi creștem, merg la națională, suntem obligați să jucăm fără ei sau nu, să amânăm meciuri. Când le amânăm, toată lumea ne sare în cap că dăm programul televiziunilor peste cap, că nu știu ce se întâmplă, că federația nu găsește locuri. De ce nu se găsește o soluție? Ok, este obligativitate. Dar de ce nu se găsește o soluție să nu ne mai permită să amânăm meciuri? Dacă sunt doi jucători chemați la națională, să ni se permită să jucăm cu unul. Nu știu, să se găsească o soluție în așa fel încât să nu apară astfel de situații. Am spus, este inuman, este ce se întâmplă să joci la 48 de ore, gândiți-vă, nu știu, dumneavoastră, dacă mergeți și jucați două meciuri la balon în interval de 48 de ore, vă dau scris că nu vă mai ridicați din pat o săptămână, când jucați cu prietenii. Este inuman ce se întâmplă cu acest băieți. Este inuman ca în momentul în care televiziunea ne pune duminică, să-i sunăm pe cei de la Chiajna și să nu ne mai răspundă la telefon și apoi să ne spună cu zâmbetul pe buze că nu, jucăm marți. Ok, o să jucăm marți. Și le dau scris că o să fii mai puternici decât ei. Și le dau scris că o să aibă în spate un stadion care, nu știu ce o să facem, dar eu vă dau scris că în momentul în care o să intre pe teren acești jucători și dacă le dă sângele pe nas, o să facă tot posibilul să iasă de pe teren cu fruntea sus. Și să iasă de pe teren în aplauzele oamenilor. Pentru că nu se poate așa ceva. Nu se poate. Facem tot posibilul să creștem jucători tineri, facem tot posibilul să dezvoltăm, mergem la școala de antrenori și ni se spune să lucrăm metodic, metodologic, să lucrăm după niște pași. Ce metodologie să folosim când jucăm din 3 în 3 zile, ba mai mult la 2 zile? Unde să facem planificări? Mă uit la ei și sunt storși de energie, sunt livizi. Cum vrei să creștem fotbalul, domnilor? Cum vrei să creștem fotbalul când sunt obligat la 48 de ore să joc? Este inuman. Crunt. Dar asta e, ne face să devenim și mai puternici și le mulțumesc suporterilor pe această cale, le mulțumesc că ne înțeleg, le mulțumesc că înțeleg eforturile pe care le fac acești băieți și aplauzele lor și sprijinul care vine ne dau energie. Toate lucrurile astea pozitive care sunt în jurul nostru trebuie să facă în așa fel încât, nu știu, împreună, doar împreună putem să reușim și doar împreună putem să devenim mai puternici.
Păi nu, știți cum e vorba aia? E un proverb. Facerea de bine, știți cum spune românul, da? Domnii de la Chiajna ne-au rugat frumos să acceptăm să jucăm marți ca să nu mai plătească o noapte în plus de cazare, să nu se mai ducă înapoi. Și noi, în general, aici, în vestul țării, în Ardeal, suntem oameni buni. Noi vrem să facem bine. Și am spus, ok, acceptăm, chiar în condițiile în care noi jucăm din 3 în 3 zile, cu condiția ca televiziunile să nu ne pună duminică. Au spus, da, normal. Ei, în momentul în care televiziunea a venit și ne-a pus duminică, primul lucru pe care l-am făcut a fost să vorbim cu televiziunile. Domnilor, nu e ok, pentru că, uite, este hotărâre de comitet executiv, ne-au pus marți, e o hotărâre ieșită din regulament, pentru că restanța asta se desfășoară între tur și retur. Televiziunea a spus, domne, nu putem, jucați duminică. Ok, vorbim cu cei de la Chiajna. Cei de la Chiajna inițial spun, dar cum se poate, nu există să jucați la 48 de ore, o rezolvăm. Și apoi sunăm și nu ne răspund la telefon. Fiți bărbați și spuneți-ne, nu bă, nu vrem să jucăm, vrem să ne urmărim propriul interes. Le spun de acum că vin aici și o să găsească o echipă super motivată. Cum putem noi? Și dacă trebuie să ne legăm genunchii și să alergăm cu genunchii în mână, vă dau știți că băieții ăștia o să iasă. Cine va juca? Nu contează cine va juca. Și cine va juca o să facă tot posibilul să câștigăm meciul respectiv. Așa cum putem noi. Fără energie, cu genunchii legați, ați văzut. Băieții ăștia își leagă gleznele, își leagă genunchii, joacă fără sânge în obraj, dar joacă. Și vor juca. Atâta timp cât voi fi eu la echipa asta antrenor, băieții ăștia o să dea tot. Atât cât putem. Nu suntem nici cei mai buni din univers, dar să nu ne ia nimeni de proști. Nu știu. La momentul ăsta vă spun că efectiv trebuie să ne supunem regulilor. În momentul în care am discutat cu oameni din federație, oameni cu decizie, mi s-a spus foarte clar. Voi ați cerut amânarea, jucați. Ok, jucăm, asta e. V-am spus și repet, toată lumea ne cere să dezvoltăm fotbalul românesc. Toată lumea spune, hai să ne axăm pe jucătorii tineri. În momentul în care o să pice cineva din picioare pe teren, își asumă cineva, domnilor? Nu, o să răspundă Balint, o să răspundă doctorul, o să răspundă UTA. De ce? Pentru că suntem în regulament. Ok, nu-i problemă, v-am spus, sunt experiențe care ne întăresc. Avem momente în care ne trezim noaptea și nu știm unde suntem, nu știm dacă suntem în hotel, nu știm dacă suntem acasă la noi sau dacă suntem în cantonament. Nu-i problemă. Ne dezmeticim și venim și jucăm. Așa cum putem. Chiar dacă nu e gata, nu puteai campioana de toamnă. Nu ne interesează clasamentul. Ok? Ne bucurăm. Oamenii au strigat, UTA e pe primul loc. Pe mine personal mă interesează clasamentul care va fi după ultima etapă. Băieții demonstrează meci de meci cu mici scăpări, că e normal, suntem oameni, nu suntem roboți. Știți ce se întâmplă? Și la robot îi mai schimb bateria din când în când. Noi n-avem baterii, dar avem inimă, avem suflet. Și o să avem până la sfârșitul campionatului. Indiferent cum, v-am spus, băieții ăștia merită toate aprecierile și mă bucur că oamenii ăștia din tribună știu să-i încurajeze și pe calea asta țin să le mulțumesc. Da, Bustea funda stânga și eu v-am spus și o repet, indiferent cine va juca și dacă va trebui să joc cu Ciprian Rus fundaș central, vă dau scris că o să joace și o să-și dea sufletul pe teren. A jucat foarte bine Crini, a jucat bine inclusiv la meciul cu Rapid, s-a adaptat cerințelor și v-am spus, în momentul în care îți dorești, în momentul în care ai suflet, în momentul în care ai pasiune pentru ceea ce faci, nu contează pe ce poziție joci pe teren și foarte important să transmitem acest mesaj adversarilor. Și astăzi asta am făcut. Vedeți și dumneavoastră că am jucat un meci în care practic n-am dat nicio șansă, așa lipsiți de energie cum am fost în foarte multe momente, dar n-am dat nicio șansă adversarului să devină periculoși. Au arătat acești băieți de la prima secundă până la ultimul fluier al arbitrului că își doresc să câștige toate punctele în joc. Și v-am spus, ăsta cred că a fost elementul decisiv astăzi. Mai rost să vorbim de chiar? Nu. Sau ce a spus? Nu. Nu are niciun rost. Eu v-am spus, sunt 48 de ore.
nu știu dacă sunt 48 de ore, o să facem tot posibilul să ne revenim, să vedem, să căutăm cele mai bune soluții, să vedem pe cine băgăm în teren, dar v-am spus, eu vă garantez că indiferent cine joacă, și dacă o să aduc jucători de la Under 19, o să joace 2000% ca să câștigăm meciul cu Chiajna. Mulțumesc, o zi bună!